În cursul zilei de 16 vineri am semnat protocolul de predare primire în ceea ce privește pădurile parc de la Rom Silva. Este vorba de suprafață de 143,925 de hectare de fond forestier. Deci putem spune că începând cu ziua de vineri suntem deja proprietarii acestui parc. Sigur, așa cum se știe, noi avem o obligație să încheiem un contract de administrare cu Ocol Silvic în baza unui control de fond. Am încheiat acest contract cu Ocol Silvic Pătrăuț, care este în proximitatea noastră și s-a ocupat și până acum de administrarea suprafețelor pădure pe care le-a avut municipiul Suceava. Să respectăm regimul silvic, nu avem altă soluție. Să evidențiem preluarea suprafeței în domeniul public al municipiului Suceava, cu siguranță vom face acest lucru, și să asigurăm elaborarea sudului de fundamentare pentru suprafețe de fond forestier încadrate în categoriile funcționale 14B și 14A în termen de 2 ani de zile. Noi deja avem făcut acest studiu de fundamentare de către ICAS Brașov, îl vom depune la Rom Silva în așa fel încât să putem merge mai departe cu proiectele pe care vrem să le facem în această pădure parc. Mai spun încă o dată, ne dorim ca după alegerile, și vom face acest lucru, după alegerile parlamentare, vom face o consultare publică cu investițiile pe care vrem să le facem în parcul Șipote, și nu numai, și în zona Zamca.